Bună ziua, fietelor! Suntem pe canalul Zina Croșetează Tricotează și vă invit pe cei care iubesc să croșeteze și tricoteze să vă abonați la acest canal unde vom învăța să tricotăm, să croșetăm modele de la cele mai simple la cele mai complicate și cred că învăța nu numai modele, dar și pe viitor vom învăța să croșetăm și jucării. Azi vin să vă prezint acest model, care este un model destul de drăguț, cred eu, și destul de simplu de realizat. Chiar pentru începători. Așa, model se poate utiliza la rochițe, buzițe, păturici de vară. Aceasta este partea din față modelului și acesta este partea din spate. El se poate folosi deja desigur și partea de spate, pentru că este puțin mai, sunt mai puțin, sunt mai mult evidențiate aceste vantaje. Deci, vom învăța astăzi să lucrăm acest model. Eu voi folosi acest model în culoare așa verde. Eu deja am montat ochiurile de lanț și vom lucra. În primele trei ochiuri vor servi ca un picioruș uitați-vă, aici avem trei ochiuri, ca un picioruș cu jeteu. Și vom veni în al patrulea ochi de lanț să formăm un alt picioruș cu jeteu, dar nu îl vom finisa. Un jeteu și așa avem deja trei piciorușe cu jeteu nefinisate, avem trei ochiuri pe croșetă și tragem firul prin toate trei aceste ochiuri. Lucrăm două ochiuri de lanț, venim tot în același ochi să mai formăm încă trei. Încă trei piciorușe cu jeteu nefinisate, așa, prin două, avem trei și avem patru ochiuri, tragem firul prin toate cele patru. Venim să lucrăm două ochiuri de lanț și formăm al treilea picioruș. Puf, format din trei piciorușe cu jeteu nefinisate. 2 și 3. Așa, avem patru fire, patru ochiuri, acum tragem pe toate, fixăm, facem două ochiuri. Două ochiuri de lanț. Acum am finisat să facem aceste trei piciorușe cu jeteu formate din trei din
câte perechi de trei piciorușe cu jeteu nefinisate. Acum venim în ochiul 4, facem un picioruș scurt. Montăm deja iarăși două ochiuri. Și în următoarea repetăm aceeași procedură ca și aici. În următorul al patrulea ochi venim să lucrăm iarăși ochiurile puf. Piciorușile puf formate din 3 piciorușe cu jeteu nefinisate. Așa. Aici avem primul picioruș cu jeteu. Aici avem al doilea. Și al treilea. Primul picioruș puf este gata. În patru ochiuri tragem firul. Acum fixăm și lucrăm două ochiuri de lanț. În același loc lucrăm iarăși trei piciorușe nefinisate cu jeteu. 1, 2 și 3. Fixăm, facem două ochiuri de lanț și următorul, al treilea, picioruș cu jeteu nefinisat, care vom face număr de 3. Așa, tragem firul pentru toate cele patru ochiuri, facem două ochiuri de lanț și venim în al patrulea ochi. Să lucrăm iarăși un picioruș scurt. Montăm două ochiuri de lanț. În al patrulea ochi venim să lucrăm și repetăm într-acest rând repetăm același lucru facem, adică din lucrăm câte trei ochiuri, priviți aici, câte trei, așa, piciorușe puf, așa, câte trei piciorușe puf, care sunt separate de câte un picioruș scurt, așa. Deci aici am rămas la, deci avem două, aici urmează să facem încă un picioruș. Jeteu, nefinisat, tragem prin două, tragem firul prin două ochiuri, acum am tras firul prin toate patru, fixăm două ochiuri de lanț și următorul picioruș în același ochi. Trei. Așa, tragem firul prin toate patru ochiuri. Al doilea picioruș puf este gata. Fixăm piciorușul, lucrăm două ochiuri de lanț și următorul, al treilea picioruș puf. 2 și 3. Lucrăm două ochiuri de lanț, aceste piciorușe deja sunt gata. În a treilea venim și facem un picioruș cu jeteu, un picioruș scurt, așa, două ochiuri de lanț, în ochiul 4 venim iarăși și lucrăm picioruși puf din câte trei
piciorușe cu jeteu nefinisate, sper să fie o clară în explicații. Dacă ceva nu este clar, în comentarii mai jos, întrebați-mă, eu voi explica cu drag ce lucrăm noi aici și cum. Aici avem patru ochiuri de lanț, tragem firul prin toate patru, fixăm, lucrăm două ochiuri de lanț și în același loc venim să mai facem alt grup de piciorușe cu jeteu nefinisate, așa, 2 și 3. Facem firul prin toate patru ochiuri de lanț, fixăm două ochiuri, jeteu, un picioruș nefinisat, al doilea picioruș cu jeteu nefinisat și al treilea. Avem trei piciorușe cu jeteu nefinisate și avem patru ochiuri de lanț. Tragem firul prin toate cele patru. Fixăm piciorușul și așa arată piciorușul. Puf! Format din trei piciorușe cu jeteu nefinisate. Lucrăm două ochiuri de lanț. Așa, uitați, aici este grupul gata. Și tot așa repetăm acest rând până la capăt. 1, 2, 1, 2, ciorușe de lanț, în al treilea, în al patrulea ochi venim să lucrăm iară. Piciorușele puf. Formate din piciorușe cu jeteu, din câte trei piciorușe cu jeteu nefinisate. Așa, primul este gata. Avem 3, 4 ochiuri de lanț, tragem firul prin toate, fixăm, lucrăm două ochiuri. Fixăm două ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț și alt picioruș puf. Tragem firul prin toate patru, fixăm piciorușul, două ochiuri de lanț, în al patrulea ochi venim și lucrăm un picioruș simplu, așa, am lucrat piciorușul simplu, acum în al patrulea ochi venim și lucrăm iarăși. Aici vom lucra ultima dintre aceste piciorușe puf și vom face numai un picioruș puf, iar din al doilea, adică vom face un jumătate din acest model, din acest evantai care este format din
trei piciorușe puf. Adică vom face primul în al doilea. Din al doilea vom face numai jumătate, adică două piciorușe cu jeteu. Așa, primul picioruș, al doilea picioruș și al treilea. Primul picioruș este gata, tragem firul prin toate ochiurile, fixăm, montăm două ochiuri de lanț și urmează să facem jumătate din piciorușul puf. Așa, aici facem așa, tragem, lucrăm firul prin două și următorul. Și am zis că lucrăm aici două, numai două piciorușe. Aici avem trei ochiuri, tragem firul prin toate, acum urmează să întoarcem lucru pe partea din spate. Am făcut aceste două piciorușe, le fixăm, întoarcem lucrul și aici, în acest ochi, venim să lucrăm un picioruș scurt. Așa. Următorul rând este format din ochiuri de lanț cu piciorușe cu jeteu, care venim să le lucrăm în piciorușele scurte din rândul precedent. Deci, montăm două ochiuri de lanț. Și aici, unde în rândul precedent a fost lucrat piciorușe cu jeteu, adică între aceste piciorușe puf, facem câte trei piciorușe cu jeteu. Așa. Un picioruș cu jeteu. Al doilea picioruș cu jeteu. Și al treilea picioruș cu jeteu. Așa, priviți aici, avem trei piciorușe cu jeteu. Montăm două ochiuri de lanț și în aici, în al treilea picioruș puf, venim să lucrăm un picioruș simplu. Priviți așa. Acum, montăm iarăși două ochiuri de lanț și în piciorușul simplu din rândul precedent venim să lucrăm iarăși trei piciorușe cu jeteu. 1 2 și 3. Iarăși trei piciorușe cu jeteu, lucrăm două ochiuri de lanț, venim să lucrăm în ochiul din mijloc, în piciorușul puf din mijloc, un picioruș simplu. Și tot așa repetăm până la finalul lucrului nostru. Două ochiuri de lanț, piciorușe cu jeteu în ochiul, în piciorușul simplu din rândul precedent, iar în piciorul, iar în piciorușele puf, venim să lucrăm dintre acestea trei, venim să lucrăm aici
Letrele acestea din mijloc, venim să lucrăm piciorul simplu. Un picioruș. Al doilea. Și al treilea. Două picioruri de lanț. Picioruș simplu. Aici. În acest din mijloc, picioruș pof din mijloc. Două ochiuri de lanț și iarăși trei piciorușe coșeteu aici între acele trei piciorușe puf. Un picioruș coșeteu. Al doilea. Al treilea. 1, 2, ochi de lanț, picioruș cu jeteu. Aici, în ultimul. Picioruș simplu. Lucrăm două ochiuri. Și aici, în ultimul, aici avem, când am lucrat în rândul precedent, avem ochiul, un ochi în plus în care vom lucra, nu vom lucra trei piciorușe la final, piciorușe cu jetie, dar vom lucra numai două piciorușe cu jeteu. Adică va fi ca cum ar fi jumate din model. Ca să putem lucra rândul următor. Așa. Și am finisat al doilea rând. Uitați-vă, așa arată modelul. Cred că vom face încă un rând de piciorușe cu puf. Ca să vedeți cum se prezintă. Așa, aici am lucrat două piciorușe și aici am, pentru că în următorul rând vom veni să lucrăm în deja acest model de piciorușe puf evantai în mijlocul acestei trei ochiuri. Aici acum deja am făcut dintre acestea trei am făcut două piciorușe cu jeteu. Aici vom veni să vom lucrăm în jumate din acest model din piciorușe puf. Adică vom face două piciorușe puf. Am montat două ochiuri, al doilea piciuruș cu jeteu nefinisat și lucrăm filul prin aceste două. Fixăm piciorușul. Două ochiuri de lanț și piciorușul puf. Așa, avem patru ochiuri de lanț, tragem pielul prin toate patru, fixăm, facem două ochiuri. Aici, în rândul precedent, avem piciorușul scurt. Facem tot piciorul scurt. Lucrăm două ochiuri de lanț. Și în mijlocul acesta, din rândul precedent, unde eu am lucrat trei piciorușe cu jeteu, lucrăm acest model din trei piciorușe puf. Și rândul acesta se va repeta așa până la final. Trei piciorușe puf, ochi de lanț,
picioruș simplu și tot așa până la final. Aici avem două ochiuri, următorul picioruș puf. 1 2 și 3. Tragem ochiul, firul pentru toate cele 4 ochiuri, 2 ochiuri de lanț și al treilea. Și așa, pe toate fixăm piciorușul. Uitați-vă cum arată. Așa. Acum urmează două ochiuri de lanț în rândul precedent unde am lucrat piciorul simplu. Tot aici venim să facem piciorul simplu. Și în următoarele trei piciorușe cu jeteu la mijloc aici venim să facem același lucru ca acum am făcut aici. Am lucrat aici. Deci, puțin mi-a ieșit firul. Am pierdut ochiul aici. Așa, două ochiuri de lanț. Piciorușul simplu. Din rândul precedent. Lucrăm aici, iarăși, picioruș simplu, două ochiuri de lanț, și în mijlocul, aici, la aceste piciorușe vârșite, lucrăm piciorușe puf. 2 și 3. Așa, 2 și 3. Aici venim să lucrăm un picioruș cu simplu și în următorul venim să lucrăm iarăși piciorușe și puf. Câte 3. 1 2 3, 2 ochiuri de lanț, următorul al doilea picioruș puf, ochiuri de lanț și al treilea picioruș puf. Ochi de lanț, un picioruș, al doilea picioruș și al treilea. Și cele trei sunt gata. Priviți aici. Și așa arată modelul nostru. Și aceste două rânduri se repetă. Următorul rând venim să lucrăm în ochiurile de aici în al treilea facem ochiul de lanț, ochi picioruș simplu, între aceste aici în
piciorușele, în piciorul simplu venim să lucrăm 3 piciorușe cu jetieu, urmează 2 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe cu jetieu și tot așa până la filanul modelului. Așa arată modelul nostru pe această culoare verde. Și vă mulțumesc pentru vizionare, ce nu vă este clar în acest model. Eu vă explic, îmi scrieți în comentarii, eu vă voi explica cu mare drag și vă invit să vă abonați la acest canal, unde vom învăța pe viitor lucruri, cred eu, destul de drăguțe și frumoase și utile. Mulțumesc și pe curând!